Castelul Corvinilor a găzduit sâmbătă și duminică cea de-a doua ediție a Târgului European al Castelelor. Manifestarea a reunit reprezentanții ai castelelor, cetăților și muzeelor din 5 țări europene. Numai puțin de 30 de participanți au oferit turiștilor informații despre castele și cetăți medievale din România, Slovenia, Ungaria, Polonia și Bulgaria. Muzeul Național Peleș se află pentru prima dată ca participant la acest târg. Și mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru organizare, ne simțim foarte confortabil aici. Am venit cu materiale promoționale prin care dorim să invităm publicul să vină la Castelul Peleș și Pelișor, să participe la programele noastre culturale, care înseamnă concerte, concursuri pentru copii, și la sărbătorile din acest an. Suntem pentru a doua oară la acest târg european al castelelor. Anul trecut am participat puțin mai sărăcăcios în privința materialelor publicitare, însă anul acesta a venit mai bogat sufletește și ca și intenții publicitare. Suntem reprezentanții Muzeului Bucovinei și a cetății de Scaunul Sucevei, un monument istoric destul de reprezentativ pentru acea zonă a Moldovei, recunoscut prin faptul că a fost condus această cetate o lungă perioadă de timp, 47 de ani, de către Ștefan cel Mare, eroul legendar al Moldovei. Noi venim de la Arad, reprezentăm cetatea Șiriei și vrem cu tot din adins să promovăm, să arătăm că și cetatea noastră este un loc de vizitat. Spuneți-mi, de ce merită vizitată această cetate? Păi, în primul rând, are o vechime foarte mare, este din secolul XII, în secolul XIV aparține lui Matei Corvin. Din păcate nu este într-o stare foarte bună, dar va fi reabilitată în următorii ani. Am coborât din munți, dintre lup și urși, am ajuns în Hunedoara civilizată. Este prima dată când venim la un astfel de târg. Este un foarte bun prilej de a comunica, în primul rând cu cei care administrează și au experiență mai mare în administrarea monumentelor istorice. Și sperăm că să fie această întâlnire de bun augur pentru ceea ce urmează să se întreprindă la Sarmizeț Cetuța Rege. Ați venit cu materiale informative? Materiale informative avem un pliant, dar avem o expoziție, spun eu, destul de variată, din care, dincolo de fotografie, avem armele dacilor, standardul de luptă a dacilor și, evident, nu puteau să lipsească celebrele brățări de aur și matrița de bronz de la Sarmizeț Cetuța, evident în copie. De câteva luni am început un proiect care se numește Garda Cetății. În fiecare weekend, la ora 12, o să vedeți, dacă veniți la Făgăraș, o defilare a acestei gărzi. Mai avem un proiect în demarare care se numește Bucătăria Medievală. Acest proiect o să-l puteți vedea la începutul lunii august, sau în luna august, să fim mai exacti. Și pe lângă aceste lucruri mai avem o sală foarte frumoasă, care a fost reabilitată, sala tronului. Este o sală foarte splendidă și deocamdată pot să vă spun doar atât, pentru că doresc ca să veniți să vedeți toate frumusețele pe care cetatea Făgărașului le ascunde. Standurile au fost deschise în sala dietei și sufrageria Betlen din Castelul Corvinilor. Dacă anul trecut am avut 20 de participanți, mă bucur să avem anul acesta 30 de participanți. Pentru asta am extins area de expunere de la sala dietei. La sala dietei am adăugat sala sufrageria Betlen și avem exact 30 de participanți din 5 țări, din România, din Slovenia, din Bulgaria, din Polonia și din Ungaria. Pe perioada târgului, vizitatorii Castelului Corvinilor au fost întâmpinați de cavaleri și domnițe îmbrăcate în straie medievale, iar evenimentul a fost deschis de Marele Hatman Dan, capitanul gărzii castelului, împreună cu cavalerii Ordinului de Hunedoara și domnițele costumate în straie de epocă. Sunt fascinat. E pentru prima oară când particip la târgul acesta și este absolut grozav să vii și era păcat să vii în zonă și să nu ajungi aici. De unde veniți? Din București. Și e prima dată când ajungeți și la castel? Prima oară când văd Castelul Huniazilor sau al Corvinilor. Și am avut norocul ăsta să prind și târgul, da. Mi-a plăcut, este altceva, istorie. Târgul European al Castelelor a fost vizitat de mii de turiști. În afară de standurile expozanților, turiștii au avut parte de un concert de muzică medievală și de un concert de muzică de cameră.